dimineața, bună dimineața, lume de aici, din Turcia. 130 de țări deja și iată am ajuns în Antalya. De ce Antalya? Am zis că de ce nu să merg vreo câteva zile la mare, pe litoral. De ce sunt câteva expresii care conțin cuvântul turc, da? Să zicem, vorbesc la tine de parcă ești un turc și nu înțelegi. Păi uitați-vă, eu am venit aici la controlul pașapoartelor și zic, domnule, vă rog, nu puneți pe ultima pagină ștampila. Și unde credeți că am pus? Chiar acolo, pe ultima pagină. I-am zis, vă rog foarte mult, pe acest spațiu mai rămâne și vă rog. S-a uitat așa crunt la mine. Ați muncit pașaportul, s-a uitat, l-a pus. Pe celelalte pașapoarte, știți cum erau ca roboții, puneau pac, pac, pac ștampilele și pe-al meu l-a luat, s-a uitat foarte frumos, detaliat. De unde sunteți? Zic, din Franța, ce nu vezi că e pașaport francez? Nu, originar. De unde sunteți? Originele. Ok, din Moldova. Ce l-o munciți? Adică tu crezi că eu cu pașaportul francez vreau să vin, să stau în Turcia? Măi, sunt niște țări care se gândesc că, uite, că cu pașaportul francez poate vrea să rămână printr-o țară de genul Bangladesh, Etiopia, de ce nu, nu? În fine, iată așa este primirea mea în Turcia. Când îi zice omul, te rog foarte mult, lasă-mi acea pagină. Nu, eu decid cum să fac. Noi turcii am fost un popor renumit. Destinația favorită a rușilor și apropo, prin aeroport am văzut limba rusă peste tot. Nu am auzit încă ruși în afară de un cuplu, așa că mergem, nici nu știu ce o să fac, sau găsesc aici un autobuz care merge spre Anamur sau merg cu mașina de ocazie, așa că haideți să vedem ce îmi rezervă această călătorie aici în Turcia. Credeam eu că Turcia este foarte ieftină și sunt pe aici, uitați, prețurile sunt în euro, da, suntem în aeroport și am văzut în euro și mai scump poate ca și în Europa. Nu știu ce se întâmplă, dar hello, oamenii vin în Turcia pentru că este totul ieftin, așa că haideți să ieșim din aeroport și să verificăm această ipoteză. Suntem chiar aici în toiul industriei turistice. Da, și așa arată turismul de masă. Cred că știu eu de ce nu am venit de mult pe aici. Adică de ce nu am venit în Turcia? Cred că acesta este argumentul. Prea mulți turiști. Wow, câte resorturi pe aici. Unde și merge este publicitate pentru resorturi. Așa, este o mică problemă aici cu transportul, deoarece nu mai este niciun autocar disponibil până la orele 12, noi suntem abia ora 6, și BlaBlaCar toate până la orele 9. Am zis, nu stau așa doar să aștept. Așa că am zis că haideți să mergem acolo undeva pe dreapta și poate ajungem. Mi se pare că sunt 4-5 ore cu mașina. Wow! Uitați-vă și voi aici. Când am întrebat pe lucrătorii din aeroport unde aș putea să merg să iau mașina de ocazie și a zis, vai de mine, mașina de ocazie în Turcia nu vă recomandăm. Și eu zic, stați fără grijă că am mers cu mașina de ocazie pe planeta asta oriunde, până și în Africa. Și eu zic, păi Turcia nu este Africa. Și eu zic, ce vreți să spuneți? Că Turcia este și mai periculoasă decât Africa? Așa că haideți să descoperim. Șorpa, Turkish. I think it's very, very tasty. Yes, I know. What is this? Rucola. Oh. Mm.
Uitați-vă și voi la domnul care merge acolo. M-a luat cu mașina, am mers 5 ore și am făcut atâtea popasuri și de fiecare dată m-a servit cu ceva. Ultimul popas este în paradisul căpșunilor și am ajuns și la destinația finală. Abia aștept să-mi văd turcoaica mea. Cea faină care îmi zice: "My darling, I'm waiting for you." Haha, yes, good. A lot of colors. It's the friendship meal. Oh, și uitați-vă cu această priveliște spre mare. Wow, 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 wow. Și aceste culori. Și uitați-vă ca plăcintele noastre. Și acum și facem o poză de familie. Și uitați-vă unde am ajuns, acolo unde este atmosfera la ea acasă. Am venit chiar în centru orașului Anamur cu prietena mea și am făcut cunoștință cu foarte mulți oameni de aici, printre care un scriitor care mi-a oferit o carte. What the name? Nazım Hikmetran. Ok. I won't repeat. Yeah, yeah, yeah. And la Anamur, Lorca de la Anamur. Ah, nice. Lazım kötü biliyor musun hocam? Senin gençliğiniz bir kişi yöreceğim demiş. Sen enerjisi farklı. Yani, takmışsız olmuşsun abi. Bu çok pozitif. Evet. Sıyrılmış her şeyden. Hı-hı. Normal insan şeyden aşık. Noi ne plimbăm pe aici prin cartier și vom mânca ceva deosebit. Este o înghețată locală. Nu există decât aici, în Anamur. Iar apoi vom merge spre Piața Mare Colorată. It's a very beautiful scene of the street. Snow from the mountain. Snow mountain. Yes. But it's really fantastic in the cave. In the cave. Yeah. Deci zăpadă de la munte din peșteră. Yeah, inside the cave. Yes. And after that they bring to from the mountain. Yes. And inside to after that he cuts. Oh wow. After that he put to desert. So he's putting syrup? What he's putting, syrup? How can I say? I don't know. Pigment, you know? Ah. I will show you. Yes, yes, yes. This one is black honey. Okay. Grape juice. Grape juice. Strawberry. Suc din struguri. Karlamaç, we say karlamaç. Yes. İkisi de pekmezli abi. Abi güzel bir şey olsun da. Noi așa gătite am venit aici în piață. Uitați-vă ce voi, piața foarte colorată. Și sunt tot soiul de fructe, legume. Uitați-vă și voi, asta costă 10, adică vreo 50 de cenți, mai puțin de 50 de cenți.
Da, cereșile costă 1 euro. Oh, this is yeah. Pepino, yes. Yeah, pasiflora. Ah, yes, pasiflora. Yeah. Here is the... It's peanut. Yes. Desigur, eu aici sunt singura turistă și da, oamenii nu vin în Amur, stau acolo mai sus, în împrejurimile Antaliei și puțin la nord-est, pentru că acolo sunt părțile cele mai istorice, culturale, turistice, iar aici este piața autentică, așa cum o găsim la ea acasă. Știți cât de mare această piață? E doar joi și sâmbătă, dacă nu mă greșesc. Oh, aici ce se face, ceva se gătește, ceva gustos. Domnul așteaptă. What is a... Uitați unde am ajuns noi aici, la un cântăreț popular. Cântăreț de pop. Muzica. Ce frumos! Și suntem aici chiar între sere. Să știți că Anamur este o zonă populară pentru sere, sere agricole. Yes, I can see Cyprus, the mountains. Cyprus se vede de aici. Câșin geam gibi. Câșin geam gibi görünüyor. Foarte multe sere. Şu eski bir yol biliyorsun. Only bananas here? Yeah, everywhere okay, bananas. Okay. Bananas green house. But it's not the orange season, no? Why there are some oranges? Okay. Yeah. Is it true? Yavrum. Bambino. Bambino. Ah, bambino, that's why. It's very different. Interesant, sunt copilașii și sunt bătrânii pe aici. Ca în viața noastră, nu? Dar interesant pe aici, uitați-vă, într-o grădină se poate să găsiți aici, desigur, portocale, măsline, uitați-vă, exact și rodiile, care, ce frumos, cum se transformă floarea micuță care devine mai mare și pe urmă fructul apare, foarte frumos. Yes. Susper ne diyorlar bilmiyorum. Pepper. Red pepper. Banana ananas. Is really different plants. Yes. You know this normally. Yes. This one is big before. Ah. Mama. And born to the others one. This is child. Wow. So you one cut child mama? Grow up no cut and fall down banana and. It's so interesting because I travel a lot. English, no, okay. I will tell to my people. No, understand. Okay. Excuse me. Uitați ce interesant este, am călătorit așa atâta în lume și eu nu știam că banana mamă face un copil. Și, și când începe copilul ăsta, deci de mijloc, și atât, uitați, mai are și copilul, mai are un copil, dar banana mamă deja a murit. Și tot așa se regenerează. Și atât când banana mamă deja moare, acest copil deja a dat naștere la celălalt copil și tot așa unul moare, altul crește și tot așa mai departe. Once we can stay? It's okay, no, it's all good. Okay. You can drive and I will catch the beautiful moments of the people. Of the election of this thing? Wait, what know. Is here? And I think oh, there is something like. They look, someone will come to for live music. Yeah. Așa este atmosfera de seară, în weekend aici, în
Lângă Antalya, lângă mare, vom mânca pește prăjit, proaspăt și vom bea rache. This is Girin Zatanya first. Salad. What is this? This is a yogurt. That's okay for me. Benim için yeterli. Rake is the quantity like this? Yes. This is so big. Yeah, this is original rake. Ah. Not so much. And you can see, this is original Nivraki. So this Nivraki. Is the name of rake? Yinivraki, Nivraki. Ah. Oh, it smells. Yes, Turkish original rake. Mm. A bit. Buz alır mıyız? Yes, please. Ah, se pune apă. Ah, wow, nu știam, rache se pune apă. Yeah. And watch this. You will see. Gel bakalım arkadaşım. Voi ce pește mare. Arkadaşım gel. Masa e plină. Da, apropo, mâncarea turcească este foarte bună. Bun apetit! Mergem în ospeție aici la oameni și uitați-vă ce alee frumoasă cu trandafir. Bună dimineața, așa începe micul dejun la noi. Geri îmi zice, nu, așteaptă că mai pun pe masă, dar de ce să mai puneți așa de multă mâncare? Am zis că după Moldova slăbesc, nici o treabă, ne îngrășim. Bună dimineața, iată noi așa o să fie micul nostru dejun cu oase. Facem o cură de colagen. Dar se mănâncă foarte mult miel în Turcia. Mm-hmm.